Militarii detașamentului de pompier Vatra Dornei au intervenit cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță smurd pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la clădirea unui centru de închiriere a articole sportive din municipiul Vatra Dornei. Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la o construcție din lemn cu pericol de propagare la vecinătăți. Incendiul a fost lichidat la ora 3 și 40 de minute. Au ars 500 de echipamente de schi, mobilier de bar și aparate electrocasnice. S-au degradat documente ale societății și alte bunuri din interiorul clădirii. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un conductor electric defect. Din fericire nu s-au înregistrat victime și iar pompierii au salvat clădirii